Structura alternativă, partea a treia. Reamintim blocul grafic Scratch, dacă atunci altfel, asociat structurii alternative și blocul grafic Scratch, dacă atunci, asociat structurii alternative în forma simplificată. Validarea datelor este termenul care se referă la un set de cerințe ce trebuie îndeplinite de acestea în vederea confirmării existenței unei anumite proprietăți. Mai departe, nu vom mai folosi termenul de validare a datelor, ci vom spune că verificarea proprietăților datelor este un proces ce se desfășoară pe baza unui algoritm. Problema propusă se citește un număr nenul. Verificați dacă numărul este pozitiv. Algoritmul de rezolvare a problemei. În toate problemele de verificare a existenței anumitor proprietăți, se face apel la o variabilă numită t de la test, care la început primește valoarea 1 și în cazul nostru, începem cu atribuirea T primește 1. Urmează verificarea proprietății prin negarea condiției. În cazul nostru, dacă X este negativ, atunci T își schimbă valoarea din 1 în 0. Ajungem astfel, în pasul al treilea al algoritmului, la concluzia așteptată. Dacă T este egal cu 1, atunci pe ecran apare mesajul da, altfel pe ecran apare mesajul nu. Verificăm algoritmul pentru X egal cu 24. T a primit inițial valoarea 1, 24 mai mic decât 0, fals. Deci T intră în momentul concluziilor cu valoarea 1 și pe ecran apare mesajul da. Pentru x egal cu minus 24, chiar dacă la început t a fost inițializat cu valoarea 1, întrucât condiția minus 24 mai mic decât 0 a fost adevărată, t s-a încărcat cu valoarea 0 și cu această valoare t a produs afișarea pe ecran a mesajului nu. Iată și implementarea algoritmului în mediul grafic Scratch. Concluzii. Un algoritm de verificare trebuie să conțină trei pași importanți, în fiecare dintre acești pași fiind prezentă o variabilă t de la test, care la început are valoarea 1, apoi în pasul al doilea, în momentul al doilea, în etapa a doua, la etapa de verificare a proprietății prin negarea condiției, această variabilă își poate pierde valoarea 1 și se transformă în t cu valoare 0. Iar în pasul al treilea și ultimul, în etapa de concluzii. Dacă T a rămas încărcat cu acea valoare de început ce aveți semnificația că proprietatea se confirmă, atunci pe ecran apar mesajele de confirmare, altfel pe ecran apar mesajele care anunță neîndeplinirea, neverificarea condiției supusă cercetării. Suntem într-o sesiune de autoevaluare. Se citește un număr nenul, verificați dacă numărul este par. Iată algoritmul de rezolvare a problemei. Verificarea pentru x egal cu 24, te-a primit valoarea 1, a rămas tot cu valoarea 1 și în etapa de verificare a condiției negate, iar la concluzii, valoarea t egal cu 1
Produce afișarea pe ecran a mesajului da. Iar pentru x egal cu 17 pe ecran apare mesajul nu. Prezentăm implementarea algoritmului de rezolvare a problemei în mediul grafic Scratch. Ajungem astfel în partea a doua a lecției, verificarea unei proprietăți pe o secvență de date. Problemă propusă, se citesc trei numere nenule, verificați dacă toate numerele sunt pozitive. În partea stângă este prezentat algoritmul de rezolvare a problemei, iar pe celelalte două coloane apar verificările pentru tripletele 1, 2, 3, 1, minus 2, 3. Implementarea algoritmului. În prima parte se citesc cele trei variabile și se setează variabila t la valoarea 1. Suntem în partea a doua de verificare a condițiilor negate pentru fiecare dintre cele trei variabile. Iată și momentul concluziei. Verificați dacă ultima cifră a unui număr citit de la tastatură este chiar cifra 5. Am folosit un decor realizat în aplicația Paint 3D. Iată cum funcționează proiectul. Se citește numărul 1235, variabila t venită în ajutor, va memora un rezultat. Comisia de validare compusă din prințesă și modanul Scratchy repetă verificarea pentru un alt număr. Iată, de această dată, numărul este 2222 și ultima cifră a acestui număr nu este 5. Ne întoarcem la elementele de cod ale proiectului. Personajul prințesă intră în acțiune. Ea are rolul de a conduce acțiunea de verificare, fiind într-un dialog cu celelalte personaje, cu Scratchy și cu variabila t. Am construit pentru prințesă încă două costume.
În fața noastră este personajul variabilă AT, care are și ea două costume și care își spune povestea. La început voi avea valoarea 1 și apoi, dacă condițiile vor fi propice, valoarea 1 va fi schimbată în valoarea 0. Dar cel care ne ajută cu citirea numărului și cu verificarea propriu-zisă a proprietății numărului de a avea ultima cifră 5, un personaj care schimbă și el costume, un personaj care aduce în scenă condiția negată și concluziile, este Scratchy. Iată condiția negată. Ultima cifră nu este 5. Sau dimpotrivă, în zona de concluzii putem vedea dacă T, variabila T a rămas încărcată cu valoarea 1, avem mesaj de confirmare, altfel avem un mesaj corespunzător. Autoevaluare, o temă cu valoare de cercetare pentru grupe de câte 5 elevi. Un număr are 3 cifre. Verificați dacă toate cifrele sale sunt egale cu cifra 5. Vă mulțumesc!